Aveam câteva spectacole, producții, printre care o producție de teatru educațional, prima după știința noastră din spațiul cultural românesc, în care erau implicați 10 copii alături de doi actori profesioniști, Mihai Radescu, Viorica Jeanu. Aveam acest spectacol care se numea Familia Offline, pe care l-am dezvoltat, un text scris de Mihaela Mihailov. Temele noastre nu sunt numai pentru un public tânăr, deci pe de o parte nevoia asta de a oferi un spațiu unde accesul să fie gratuit la educație, la cultură, și pe de altă parte a gândi proiecte care să abordeze teme tot așa pe subiecte foarte fragile. Teatru educațional nu presupune să fie un antrenament pentru ca tu să devii artistă sau artist, e un antrenament în care tu devii un cetățean mai bun, mai empatic, mai conștient de nevoile semenilor tăi. Asta cumva sunt valorile teatrului educațional, nu să formeze actori, actrițe, artiști. Sigur că dacă ei își doresc să facă asta, e minunat, dar mizele sunt altele.